Bună dragilor și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la o citire generală în cadrul căreia vreau să văd ce urmează în viața ta în următoarele 24 de ore din momentul în care tu vizionezi acest videoclip. Voi analiza dragostea, banii, cariera, casa, familia, prietenii, dar și surpriza pentru tine pentru următoarele 24 de ore. Așadar, să începem cu dragostea vedem care este situația din momentul de față. Wow! În momentul de față văd faptul că dacă ești femeie, văd aici cineva care vine și îți oferă o soluție. Cineva care a venit probabil și a încercat să te ajute într-o situație. Mai văd aici că ai întâlnit pe cineva nou sau ai cunoscut recent pe cineva. De asemenea, văd că ai primit un cadou sau recent ai intrat în contact cu persoana iubită. Însă, uite, văd aici și un noroc pe care tu l-ai avut sau pe care îl ai. Să vedem despre ce e vorba, ce urmează. Bun. În momentul de față, văd aici că, în cadrul acestei relații, să știți că se va lua o decizie importantă. Fie este vorba despre sfârșitul relației pentru unii dintre voi, fie este vorba despre acel moment în care, în cadrul unei petreceri, în cadrul unei întâlniri sau undeva pe la amiază. Uh, primiți o veste legată de final Unii dintre voi văd că nu sunteți foarte bine pe zona aceasta a iubirii Și văd că în viitorul apropiat veți lua niște decizii extrem de importante da? Care presupun o schimbare mare Mai văd aici niște vești pe care urmează să le primești Care nu îți vor plăcea sunt niște minciuni, sunt niște certuri și uite, este ceva legat fie de o schimbare care apare de un drum sau este vorba pur și simplu despre a aduce această relație la un alt nivel. Să vedem ce se închide aici, să știi că vei avea niște niște discuții cu această persoană privind oficializarea relației sau privind o vacanță. Bun aici, uite, se închide ceva legat de bani, poate sunteți colegi de muncă unii dintre voi sau poate aveți ceva în comun. Însă văd aici că tu vei hotărâ să nu mai depinzi de persoana asta. Poate te ajută cu niște lucruri legate de zona finanțelor, dar totuși eu văd aici un final. Văd faptul că ceva se transformă în cadrul acestei relații sau pe dragostea ta. Pentru că, uite, eu văd aici niște minciuni sau o ceartă, da? niște discuții care apar. Care țin de o transformare, de o mutare, de o relocare. Să vedem pe bani cum stai în momentul de față sau la muncă. Bun, văd aici că ori ai făcut o înțelegere cu cineva, ai semnat un contract. Poate ți-ai găsit recent un loc de muncă. Văd aici totuși multă colaborare. Da? Unii văd că ați făcut o înțelegere cu o nouă persoană. Și este ceva legat de un loc amărât, un loc sărăcăcios sau uh, este ceva legat de un nou proiect pe care tu vrei să-l pui în practică. Bun. Văd aici faptul că ești dezamăgit, ai primit o veste mai puțin plăcută legată de bani ăștia sau legate de muncă. E ceva legat din un final. Hai să vedem puțin. Unii dintre voi văd că aveți puțin stima de sine scăzută din cauza iubirii, din cauza problemelor personale care tot sunt aici prezente în viața voastră. Hai să vedem în viitorul apropiat ce se întâmplă. În viitorul apropiat văd un drum pe care îl vei face, fie la o instituție, fie la muncă, dar cartea asta vorbește despre schimbări. Schimbări care apar aici din punct de vedere material. Fie pentru unii este vorba despre a vă găsi un loc de muncă. Este vorba despre a face o schimbare pe un termen mai lung. Mai exact despre ce e vorba. Na, uite o veste pe care o primești. Dar văd aici și o oportunitate pe care o poți găsi legată de muncă sau. Legată de viața ta profesională. Uite, văd un prieten, și văd aici pe cineva care te susține, cineva care te ajută. Și în viitorul apropiat, tu va fi nevoie să iei o decizie în legătură cu locul de muncă, în legătură cu viața ta. Cineva poate să vină către tine și să-ți ceară o părere. Da. vezi că schimbarea pe care tu vrei să o faci este foarte bună, este foarte stabilă. Este ca și cum faci o înțelegere cu cineva. Primești niște vești aici la muncă, de la distanță. Hai să vedem pentru casă și familie, în momentul de față. Bun, în momentul de față văd că nu te simți foarte confortabil, fie în casă, fie în familie. Unii dintre voi văd că stați într-un loc de foarte mult timp. Poate ai legătură cu niște rude mai rigide, cu niște rude mai ciudate, dar unii văd că nu știu, e ca și cum lucrați de acasă sau aveți locul de muncă lângă casă. E o persoană aici care te ajută foarte mult, uite, poate să fie o femeie pentru unii dintre voi, dar putem să discutăm și despre faptul că lucrurile sunt foarte nesigure pentru tine, fie legate de o casă, fie legate de familia ta. Fie ai niște probleme aici care te apasă foarte tare din cauza acestei femei, care, uite, nu prea știe unde să meargă. Da? Uh, din punct de vedere personal, nu prea știi ce să alegi, nu prea știi încotro să mergi. Da. Este ceva ce ai amânat. Da? Hai să vedem ce urmează. Wow! A sărit o carte pe jos. Păi, uite, pentru tine aici urmează o bucurie, urmează un nou început. Fie o nouă persoană care apare în familia ta, fie este vorba despre o nouă persoană pe care o poți cunoaște, poate să fie vorba chiar și despre un copil la propriu. Însă eu văd aici o transformare pe care tu vrei să o faci. Mai exact. Niște discuții pe care le vei avea împreună cu un prieten, și uite niște decizii pe care le vei lua extrem de bune, extrem de pozitive pentru sufletul tău. Și să vedem surpriza, care este surpriza pentru tine. Wow, surpriza ține de o persoană falsă, o persoană vicleană. Uite, este o persoană care uh, cumva nu-ți spune adevărul. Acum, dacă tu vrei să faci ceva de care să știi numai tu, sau este ceva mai viclean așa ce vrei tu să faci, E ok. ce cu vulpea? Hai să vedem. Uite, este vorba despre o schimbare. Surpriza, uite, vine la pachet cu o veste pe care o primești legată de o bucurie, legată de un drum. Este ceva extraordinar de benefic care apare aici pentru tine. Ia să vedem noi. Wow! Niște vești pe care le primești din partea persoanei iubite. Sau niște vești aici văd eu legate de viața ta. Eu văd o schimbare care este destul de mare aici pentru tine. Dar văd și suferință pentru sufletul tău. Este ca și cum vrei să-ți schimbi viața, vrei să te eliberezi din toată povestea asta. surpriză, uite, pe care o ai din partea unui prieten, mai văd aici. Este o surpriză și un mare noroc pe care îl ai aici printr-o femeie și e ceva legat de străinătate, este ceva legat de o casă, de o instituție, deci o foarte mare surpriză ai tu aici. Hai să vedem și un sfat din partea Arhanghelului Gabriel Uh, sfatul este să scrii mereu despre sentimentele tale, despre activitățile tale uh, și să, să -ți ții cumva o evidență. Și ți se spune că ideile tale sunt ghidate din cer da? și sunt răspunsuri la rugăciunile tale. Deci ascultă ideile, ascultă pentru că sunt foarte importante. Să vedem și un cuvânt pentru tine, Wow, au sărit mai multe. Aici avem o nouă dragoste, iertare, idei și inspirație. Mm, uite, aici se cere să te deschizi către o nouă etapă, către un nou început. Să te deschizi să abordezi lucrurile diferit. Și văd aici foarte uh, intensă această stare de iertare și de creștere spirituală. Hai să vedem și un mesaj din partea îngerilor romantici pentru tine, ce trebuie să cunoști. Wow! Ce se spune chimie? Aici există o puternică atracție și de asemenea încredere. Da, situația asta are nevoie de încredere din partea. Bun și ți se spune să faci un efort pentru a renunța la uh, o idee veche sau pentru a renunța la o fostă iubire, nu știu dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu mare drag dacă ai rezonat cu aceste mesaje, te aștept și la. Uh, te aștept să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like funcții gratuite pentru toți. Și, dacă dorești, te aștept cu drag și la o altă citire, dacă vrei să mai vizionezi, eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.